Și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, o nouă transmisie Sport Online pe H.ro, aici pe Arena Ilie Oană. Partida astăzi în cadrul etapei cu numărul 20, în care liderul campionatului județean, Petrolul 52, întâlnește o altă formație din acest eșalon. Este vorba de Petrolul Băicoi. Destulă lume și astăzi la reîntâlnirea cu favoriții pentru a vedea un spectacol de calitate, așa cum arată toate premizele acestei dispute. Sunt Ionel Luțan și alături de mine în această după-amiază Dan Marinache și Mihai Toma. Vom fi cu toți trei anfitrionii dumneavoastră. Să trec așadar în revistă pentru prima oară efectivul pe care în această după-amiază Octavian Grigore îl aliniază pentru formația sa. În poartă cu numărul 1 este Ionuț Marinică, jucător de câmp cu numărul 20, Răzvan Catană, cu numărul 3, Jean Prunescu, cu numărul 5, Roberto Alexandru, cu numărul 4, Mihai Velisar, cu numărul 6, Vladimir Butufei, cu numărul 10 și capitanul echipei, Claudiu Tudor. Numărul 14, George Ampăun, cu numărul 11, Nini Popescu, cu numărul 7, Ilie Dumitrescu și cu numărul 27, Roland Stănescu, autorul golului petrolist în reviza precedentă, 1-1, înregistrată la Brebu. Roland Stănescu a aflat la prima sa apariție ca titular în formația galben-albastră. În această după-amiază, pe banca de rezerve, figurează portarul Cătălin Nițache și jucătorii de câmp Alberto Olaru, Adrian Vintilă, Alexandru Radu, Tiberiu Nițescu, Michel Jipa și Valentin Ursu. Ați asistat cu toții absența experimentatului Daniel Chiriță, suspendat pentru cartonașul roșu primit runda trecută. Trec acum microfonul colegului din stânga mea, nimeni altul decât Mihai Toma. Ionel, iată și telegrafic echipa aliniată astăzi de Petrolul Băicoi. În poartă numărul 1, Valentin Costache, linia de fundaj, Georgian Georgescu, numărul 2, numărul 5, Marian Duca, numărul 6, Alexandru Zamfir, numărul 20, Nicușor Roșu, numărul 14, Alin Gheorghe, numărul 8, Florin Dorișor, numărul 16, Adrian Ilie, numărul 7, Alexandru Dedulescu, numărul 17, Marcel Mocanu, numărul 10, Robert Răzvan Zăinescu. Antrenor principal al formației din Băicoi este Bobby Codreanu. Pe lista de rezerve, Bobby Codreanu i-a ales pe Mihai Alexandru, numărul 68, Alexandru Ștefan, numărul 9, Iulian Militaru, numărul 4, Alexandru Costache, numărul 11, 18, Ricardo Condrea, 3, chiar Bobby Codreanu și 15, Alberto Calița. Te rog, Dan Marinache. Bună ziua, vă spun și eu, sunt Dan Marinache, iată lovitura de începere a partidei Petrolul Băicoi. Ați amintit componența celor două formații. Vă voi spune și brigada de arbitri care oficiază astăzi această partidă, care se anunță foarte interesantă. Este vorba de arbitrul central Viorel Căunei, asistenți Alin Ionică și Alexandru Chivu, observator Ion Mihai. Început furtunos al Petrolului, Ilie Dumitrescu intră în careul celor de la Băicoi, care resping cu greutate și potrivit balonul. Un șut pe jos acolo, însă foarte atent Valentin Costache a deturnat. În final este 0-0 în continuare între Petrolul și Băicoi. Îi cedez legătura lui Ionel Luțan. 7 minute scurse aici pe Arena Ilie Oană, disputat dintre Petrolul și Petrolul Băicoi, fără gol în continuare, 0-0, însă va fi greu pentru formația băicoiană să reziste la ritmul acestei partide. La terenului de joc, cu un cartonaș roșu pe portarul Valentin Costache, puțin mai devreme cu acest Adrian Ilie, despre care vă spunea și Mihai Toma, că a optat, așa cum precizam și eu, pentru o meserie de polițist, lăsând la o parte fotbalul. Iată-l pe Ilie Dumitrescu, ezită acolo Alexandru, pătrunde Ilie Dumitrescu, centrală în fața porții și Roland Stănescu, din alunecare, din cădere, încearcă să reia spectaculos, o face până la urmă, dar trimite balonul peste bara porții lui Alexandru. Iată că o altă ocazie de gol și golul parcă Mihai Toma plutește în aer. Da, vorbeam de două defensive beton, însă startul acestei partide ne contrazice. Petrolul atacă în valuri, poarta apărată de acum de Alexandru, cel care l-a înlocuit pe Zăin. Centrarea lui Păun, reia Roberto Alexandru, gol! Lovitură de cap Roberto Alexandru, 1-0 pentru Petrolul, minutul 9! Petrolul, în minutul 9, a
cort. Alexandru, dacă nu greșesc eu, jucătorul recent sosit de la Juventus, la prima a reușit în tricoul galben-albastru. Alexandru își servează frumos debutul ca titular în echipa Petrolului. Iată un gol marcat cu multă inspirație de Roberto Alexandru, folosit în premieră în centrul liniei de fundaș alături de Jean Prunescu, dar să menționăm și efortul lui Catană, care a obținut acel corner. Iată din nou Catană într-o continuare cu Claudiu Tudor, se dictează din nou corner și tot Georgian Păun este cel care va executa. Georgian Păun se desfășoară frumos acest atac petrolist, sprintează Claudiu Tudor, de la Claudiu Tudor pentru Roland Stănescu și continuarea lui Roland Stănescu nu este cea dorită. După ce centralul Viorica Unei a fluierat un faul, Butufei pentru Nini Popescu, a simulat o plecare Păun. Butufei a liniștit însă faza, din nou Prunescu. Mingea trece și pe la Claudiu Tudor, regizorul ploieștean. Îl servește din nou pe Păun. Păun, excelent pentru Nini Popescu, scăpat singur, Nini Popescu, din nou gol! 2-0 pentru Petrolul, minutul 16. Remarcabil acest traseu al lui Nini Popescu, care a plecat din banda stângă, a venit în centru, a așteptat pasa ideală lui George. În avantaj numeric pe tabelă au 2-0 și în avantaj numeric un om în plus. O lansare a lui Claudiu Tudor pentru Ilie Dumitrescu, încearcă centrarea Ilie Dumitrescu, între timp este 3-0 pentru că centrarea lui Ilie Dumitrescu a ajuns tot la Ilie Dumitrescu și s-a făcut 3-0. Da, probabil așa cum intuiam, vom asista la o sarabandă de goluri în poarta formației acestei formații băicoene, însă și viitorul pare unul dintre aliații grupării conduse acum de Daniel Spiridon, pentru că din vară se prefigurează o mișcare importantă fotbalistică. Este foarte simplu când ai doi jucători cu asemenea viteză, este vorba de Ilie Dumitrescu și Răzvan Catană, să nu mai amintim aici, și pe Nini Popescu, de asemenea, un jucător cu o viteză remarcabilă și cu un control al balonului, cum rar găsești la acest nivel competițional. Acea piesă pentru Tractorul ducea numele orașului mai departe, fără sos de izbândă, a revenit bine Dudulescu, din nou Adrian Ilie a schimbat acolo cu Dorișor, de care vă vorbea colegul Ionel Luțan. Un nou șut încercat de formația băicoiană. Mingea se duce liniștit pe lângă stâlpul din stâlpul. Speții au fost mai curajoși, însă tentativele lor s-au izbit de apărarea plasată sus de Tavi Grigore și fără emoții pentru Marinică s-au încheiat fazele. Aceeași soluție, acum Ilie Dumitrescu, pătrundere pe partea dreaptă, pasă acolo și salvează în ultima instanță. A intervenit Duca, stop. CS Păulești a învins în această după-amiază categoric în deplasare 3-0. Claudiu Tudor a fost blocat, Nini Popescu, repunere rapidă, Păun în poziție foarte bună, Păun și gol! Este a dat noroc, 4-0 Păun, minutul 31 al partidei. Gol Petrolul! În minutul 31 a scris pentru echipa noastră numărul 14. Depășită cu mare ușurință, va fi foarte, foarte greu pentru vizitator să iasă din propria jumătate de teren, în condițiile în care, vă reamintesc, Petrolul Băicoi evoluează încă din minutul 3 al acestei dispute cu un om mai puțin pe teren după eliminarea de către centralul Viorel Căunei a portarului Valentin Costache, fault asupra lui Ilie Dumitrescu, scăpat singur către buturile băicoiene. Și Mihai Toma, fiecare dintre cei doi fiind creditați cu câte 8 reușite în acest sezon. Iată-l acum pe George Georgescu, poziție bună, însă șut peste poarta apărată de Ionuț Marinică. Un atac firav Dan Marinache, dar încurunat cu un șut la poartă, ceea ce pare un succes pentru formația băicoiană. Duelul său cu Militarul, să vedem dacă va rezista Militarul acestei faze. Șut al lui Georgian Păun spre Claudiu Tudor, reușise să înscrie Claudiu Tudor, însă poziția era de offside. Undeva în banda stângă, o pasă pentru Nini Popescu, ia să vedem, Nini Popescu 2-2 pe acest atac. Ilie Dumitrescu avansează și el pe extrema dreaptă, din nou Nini Popescu, Ilie Dumitrescu din nou, trece de Militaru, centrare și extraordinar, faza continuă acolo, Roland Stănescu blocat, offside până la urmă.
Mingea ricoșează la Ilie Dumitrescu, la un pas să relatăm și golul 5 pe Ilie Oană. Prința de a marca Roland Stănescu a preferat o execuție individuală. Viorel Căunei, exact pe parcursul primelor 45 de minute, pune capăt acestei prime reprize cu un singur solist, evident, Petrolul 4-0. Băicuienii au început cu acel eveniment neplăcut în tabăra lor, eliminarea portarului titular Valentin Costache încă din minutul 3. Nu au putut să se opună zarabandei de atacuri ploieștene. Este 4-0 după primele 45 de minute. Luăm și noi o scurtă pauză, după care vom reveni alături de dumneavoastră pentru a vedea partea secundă a disputei de pe Arena Ilie Oană. Toma și Dan Marinache să comentăm partea secundă a disputei dintre Petrolul și Petrolul Băicoi. 4-0 la pauză pentru formația pregătită de Octavian Grigore. Îl îndepărtează pentru un moment, ajunge însă la Nini Popescu, centrare și execuție pretențioasă și aplaudată în același timp a lui Claudiu Tudor, un volet de la circa 14 metri, de puțin peste buturile apărate de Mihai. Sează pe o acțiune de contraatac, din nou Adrian Ilie, Adrian Ilie care poartă un nume care a făcut istorie pentru Naționala României, o centrare acolo a lui Georgian Georgescu. Din nou Adrian Ilie, o execuție imprecisă, se afla în poziție bună după o respingere inexactă a lui Prunescu. Un șut reținut precis de Marinică. Evoluează într-unul din eșaloanele Bucureștiului, se află la stadion. Ne oprim, Roland Stănescu acolo a încercat un lift, însă a fost contrat. Este vorba de Adrian Vintilă care ne locuiește pe Roland Stănescu, fără gol pe Ilie Oană deocamdată. Roland Stănescu iese la pat. A avut puțin mai devreme de lucru și a pus mănușile la treabă la acel șut al lui Dudulescu. Iată la cum Benini Popescu în acțiune individuală rămâne foarte bine plasat în fața porții adverse. Șut! Frumos, cu efect către stânga porții lui Alexandru, care plonjează și câștigă un duel 1-1 cu Becoi. Nu e o glumă acest rezultat stat. Georgian Păun, autorul unei prestații excelente astăzi, este schimbat. Va intra pe teren tânărul junior Nițescu. Suntem în minutul 61, să notăm și noi Georgian Păun în aplauzele generoase ale asistenței. Este înlocuit formația ploieșteană. Vladimir Butufei este cel înlocuit, să notăm și noi minutul 65. Pe teren va intra Alberto Olaru. Să urmărim această poziție mare pentru acest tânăr jucător care a crescut aici în curtea lui Ilie Oană, de a demonstra că încă are calități pentru fotbal, deși el a renunțat la sportul rege de performanță pentru a se dedica meseriei. Acțiune de atac a formației ploieștene, centrare și gol! Iată unde a fost găsit Jean Prunescu, o centrare de pe partea stângă în direcția de atac a formației ploieștene și fundașul central al galben-albaștrilor, urcat în atac, este bine găsit de această mingie, iar reluarea nu putea fi decât una către gol, așadar 5-0 în acest moment pentru formația ploieșteană. Golul cu numărul 5, poartă semnătura fundașului central, Jean Prunescu, Dan Marinache, a prins și eu un gol, este rândul tău. Într-adevăr, a observat foarte bine, atacanții Petrolului au rămas asatori, centrala lui Claudiu Tudor în mijlocul careului era prezent tot Jean Prunescu, cu pace ca Jean Prunescu să reușească dubla. Unei pune punct acestei partide, este 5-0 pentru Petrolul, marcatori Roberto Alexandru, Mini Popescu, Ilie Dumitrescu, Georgian Păun, Jean Prunescu, încă un succes concludent al elevilor lui Tavi Grigore Petrolul. Hai Toma, vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit această partidă și vă rugăm să rămâneți în continuare cu Sport Online PH.